Bună ziua! S-a finalizat procedura de achiziție, procedură simplificată, pentru reabilitarea și modernizarea secției de ORL, lucrare ce a fost atribuită firmei Apolonia, cu valoare de contract de 246.552,64 RON. De asemenea, și pentru reparații capitală Corp ABC, lotul 1, lucrarea a fost atribuită firmei SC Moldinstal, cu valoare de contract de 257.591,79 RON. Reparații pentru amenajarea Centrului de Sănătate Mentală, Psiatrie și Spațiu Arhivă, în fosta centrală termică a Spitalului Vechi, lucrarea a fost atribuită firmei SC Ciocoiu Construct SRL, cu valoare de contract 214.077,36 RON. Finalizarea acestor lucrări este sfârșitul anului, 31 decembrie 2017. La nivel național s-a constituit consilii de experți pentru evaluarea secțiilor de neonatologie din sistemul public și privat, privind ierarhizarea secțiilor de neonatologie. În cadrul spitalului, secția noastră de neonatologie are gradul 2A și dorim evaluarea pentru menținerea acestui grad 2A. Pentru aceasta s-au realizat lucrări de igienizare a secției de neonatologie în sectorul de terapie intensivă și prematur și de asemenea refacerea pavimentului. Lucrarea de paviment era în garanție, ca atare firma a venit și a refăcut tot ce a trebuit renovat. De asemenea, s-a igienizat și laboratorul de balneofiziokinetoterapie din policlinică și acolo s-a făcut, s-a pus paviment. Astăzi a venit firma și lucrează pentru punerea pavimentului din PVC. Ne-am deplasat la București, la Ministerul Sănătății, pentru a obține un duplicat la adresa de la Ministerul Sănătății, Direcția de Management și Structuri Unități Sanitare, cu privire la modificarea de structură, cu completarea structurii Spitalului Municipal de Urgență Roman cu compartimentul de îngrijiri paliative, cu 10 paturi, în curs de organizare. Astfel am început lucrările de reparații curente a compartimentului de îngrijiri paliative, cu locația la parterul policlinicii, acolo unde a fost vechea locație a farmaciei spitalului. În cursul anului am făcut demersuri către Ministerul Sănătății, către Direcția Generală de Buget și Contabilitate, pentru a obține fonduri pentru computer tomograf și aparatul röntgen pentru dispensarul TBC. De asemenea, am trimis note de fundamentare și pentru aparate de ventilație mecanică, pentru secția de ATI, 3 aparate de ventilație mecanică și monitoare de funcții vitale pentru pacienții tot din cadrul secției de terapie intensivă, 5 monitoare. Astfel, când ne-am deplasat la minister, am fost la unitatea de management a proiectelor Băncii Mondiale, unde ni s-a spus că se desfășoară licitația deschisă și că în luna noiembrie această procedură se va finaliza. Aceste achiziții sunt doar pentru dotarea spitalelor județene și institute, nu și pentru spitalele municipale, dar există o suplimentare de 15% și în funcție de notele de fundamentare și de necesitățile și spitalelor municipale, sunt șanse să fim incluși pentru programul de aparate de ventilație mecanică și monitoare de funcții vitale. De asemenea, spuneam în decursul anului că pentru CT și aparatul röntgen de la TBC am făcut note de fundamentare către Direcția Generală de Buget și Contabilitate. Mergând la această direcție, ni s-a spus că nu sunt bani anul acesta pentru a face achiziție pentru aceste aparate și că a fost direcționată către unitatea de management a proiectelor Băncii Mondiale, urmând ca cei de la Banca Mondială să desfășoare achiziția de licitație deschisă pentru aparatele de computer tomograf. De asemenea, aceste aparate sunt doar strict pentru spitalele județene. Ca atare, am
refăcut o adresă către Banca Mondială, în care am fundamentat necesitatea acestui aparat de computer tomograf, făcând reveniri la vechile adrese din cursul anului 2017, și urmează să vedem răspunsul dacă vor fi fonduri și pentru spitalele municipale. De asemenea, mulțumim Ministerului Sănătății, Unitatea de Management al Proiectelor Băncii Mondiale. Din câte am înțeles, doar cei de la Banca Mondială au avut bani anul acesta să facă, să desfășoare achiziții. Am primit, deci la nivelul Băncii Mondiale s-a derulat un proiect de dotare a UPU-ului și CPU prin achiziționare cu licitație internațională competitivă de echipamente medicale destinate în CPU-ului și unităților de primiri urgențe. Astfel am primit de la Ministerul Sănătății, cum am spus, căricior de transfer radiotransparent, un căricior, căricior hidraulic standard radiotransparent pentru transfer examinare, două bucăți, căricior pentru instrumente și medicamente, un căricior, scaun cu roți pentru transport intraspitalicesc, trei bucăți, un EKG, un defibrilator cu monitor, o targă lopată, o saltea vacuum, o atele vacuum, set de gulere cervicale, două centuri pelvine, o atelă de tracțiune, targă de coloană cu sistem de imobilizare a capului pentru traumatismele coloanelei cervicodorso-lombare, pătură cu sistem de încălzire pentru adulți și copii, două seturi de resuscitare, un laringoscop cu set lamele, două aspiratoare portabile și două injectomate. În ceea ce privește mașina de terapie intensivă mobilă, ne-am deplasat la Spitalul Județean Piatra Neamț, unde am avut împreună cu doamna director medical și domnul director financiar, unde am avut o discuție cu doamna manager, doamna doctora Tănăsoaie, directorul medical de acolo și coordonatorul UPU, pentru înființarea celei de-a doua linii de gardă pe UPU SMUR, unde să-și desfășoare activitatea, după cum știți, medicii și asistenții de la noi cu contract cu timp parțial de lucru, aceștia urmând să lucreze pe mașina timp pe zona Romanului. Am revenit de asemenea cu o adresă către Spitalul Județean, prin care am solicitat să se facă toate demersurile necesare către Consiliul Județean pentru solicitarea de înființare a acestei noi linii de gardă la UPU SMUR Piatra Neamț. S-au scos la concurs la spital, au fost publicate în Viața Medicală, numărul 41 din 13 octombrie, au apărut posturile pentru medici, sunt două, republicare și publicare. La publicare sunt posturi pentru medic specialist neurologie și un post pentru medic specialist oncologie. Iar pentru republicare sunt mai multe posturi, pentru că atunci când au fost publicate pe post de medic specialist nu s-a prezentat nimeni. Legea spune că când trimis din nou spre publicare este republicare și nu se mai trece gradul profesional. Ca atare se scoate doar strict medic și unde pot participa la concurs atât medicul rezident, cât și medicul specialist, cât și cel primar. Și astfel, pentru republicare s-au scos două posturi pe cardiologie, două posturi pe medicină internă, un post pe radiologie, un post pe OG, un post pe endocrine, unul pe diabet și unul pe neurologie. Vom pune și noi astăzi pe site și pe Facebook, tocmai ca cei care sunt interesați să știe de aceste posturi și să se poată înscrie timp de două săptămâni la concurs. De asemenea, s-au scos la concurs pe perioadă determinată post de brancardier bloc operator, îngrijitor garderobă, asistent medical pneumologie și muncitor necalificat. În luna august a apărut ordonanța numărul 7 cu privire la reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății.
Vi s-a mai spus și noi ne-am tot plâns că începând cu în septembrie 2015, prin ordonanța 35, casa suporta influențele financiar salariale, sumă fixă la luna septembrie 2015. Și orice angajare după septembrie 2015, cheltuielile, influențele cu cheltuielile salariale erau suportate de spital. Prin ordonanța 20 în 2016 și ordonanța 43, unde s-au mărit salariile cu sporul pe oncologie de 50% și gărzile, au fost suportate în totalitate de către casa de asigurări. Și orice influență salarială era decontată lună de lună la luna respectivă. Acum a apărut prin ordonanța 7, apărută în august, Guvernul României a emis această ordonanță prin care casa contractează cu unitățile sanitare publice o sumă pe lună corespunzătoare influenței financiare salariale determinată de menținerea în plată la nivelul acordat lunii iunie 2017. Și nu mai țin cont de... Deci dacă noi vom face angajări, tot ce înseamnă influență salarială va fi suportată de către spital. Noi prin ordonanța 35 oricum pierdeam undeva la 3 miliarde pe lună, erau suportați bani de către noi. Acum, ca să dau un exemplu, în luna octombrie, influențele salariale decontate de casă, ce trebuiau decontate de către casă, erau de 1.925.541. Prin această ordonanță 7, la luna în plată, luna iunie, s-a contractat 1.631.658. Iară suntem în pierdere pentru noi, în câștig casa. Ca atare suntem, pot spune, într-o situație neplăcută, pentru că la fel nu vom putea decât să facem angajări strict acolo unde arde. Iar tot ce înseamnă această diferență de bani care lună de lună se adună, în loc să investim, să dotăm cu aparatură, să reparăm, să facem tot ce trebuie, să acordăm îngrijiri medicale cât mai bune, suntem limitați tocmai de această ordonanță 7. O rog pe doamna doctor Onu. Da, o să trecem la alte subiecte mai plăcute, să spunem așa, care au fost inițiate aceste discuții. Chiar și de doamna Ordean ne-a solicitat un punct de vedere asupra infecțiilor asociate asistenței medicale. Trebuie să precizăm de la început că aceste infecții vor fi și vor continua să fie în toate unitățile spitalice și acest lucru este normal, deci nu trebuie să interpretăm și cu această ocazie o să explicăm că nu vom mai avea niciodată infecții asociate asistenței medicale. Mai mult decât atât, ca o curiozitate și pentru ascultători și pentru dumneavoastră, este faptul că în Europa incidența acestor infecții asociate este de 5%, iar în România incidența declarată este de puțin peste 1%. Asta nu înseamnă că noi în România stăm mai bine la capitolul infecții asociate, ci la faptul că, temându-se de consecințe, consecințele raportării, în România nu se diagnostichează și nu se raportează la timp aceste infecții asociate. Însă în septembrie 2016 a apărut Ordinul 1101, care se referă la normele de supraveghere, prevenire și limitare a acestor infecții asociate, care atrage prin acest ordin, este atrasă atenția asupra depistării și metodelor de prevenire a infecțiilor asociate. Repetăm că aceste infecții trebuie raportate nu în sens de a pedepsi pe cineva, da? Ci în sens statistic și de a încerca să reparăm și să îmbunătățim condițiile de lucru, să spunem așa, în unitățile spitalicești. Ca și precauțiuni care sunt folosite pentru limitarea infecțiilor asociate activității asistenței medicale, ar fi supravegherea permanentă a curățenii, o dezinfecție corectă în unitățile spitalicești, o utilizare corectă a echipamentului medical, un management al dispozitivelor și instrumentarului chirurgical,
O monitorizare permanentă a consumului de antibiotice, imunizări corecte a personalului și pacienților și, nu în ultimul rând, igiena mâinilor. Să știți că igiena mâinilor este una din măsurile cele mai importante pentru reducerea riscului de răspândire a acestor infecții. Tot din punct de vedere statistic, pentru că colegii din dumneavoastră ne-ați solicitat acest lucru, am făcut o analiză comparativă a infecțiilor asociate asistenței medicale în primele 9 luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2016, și situația stă în felul următor. Au fost înregistrate 60 de cazuri de infecții asociate asistenței medicale în 2017, comparativ cu 45 de cazuri în 2016. Repet, nu înseamnă că deci este o creștere, dar este un indicator, nu e o creștere falsă, în sensul că acum s-a pus accent pe conștientizarea și pe raportarea acestor infecții, nu fi înțeles că de la un an la altul a crescut numărul acestor infecții. Încheiem cu acest capitol și aș vrea să vă aduc la cunoștință un ordin care a apărut în luna iulie 2017, relativ recent, care se referă la instrumentele de lucru care vor fi utilizate în ciclul al doilea de acreditare a spitalului. După cum știți, noi suntem programați pentru ciclul al doilea de acreditare în 2020, însă în toată această perioadă suntem monitorizați în ceea ce privește acordarea serviciilor medicale. Ca și noutate, fără să insistăm asupra detaliilor din acest ordin, este faptul că instrumentele de lucru, și ne referim aici la listele de verificare, care erau până acum în număr de 36, pentru ciclul al doilea de acreditare, numărul listelor este de 70, deci aproape dublu. Aceste liste, să știți că au fost deja aduse la cunoștința structurilor medicale și structurilor administrative din cadrul spitalului nostru pentru a se familiariza și intenționăm să începem să lucrăm după aceste standarde începând cu 1 ianuarie 2018. Pentru implementarea acestor măsuri, Serviciul de Management a Calității a elaborat diverse proceduri și încearcă să stabilească întâlniri de lucru cu membrii, cu șefii de secție, cu asistentele șefe din fiecare sector de activitate. Mai mult decât atât, Managementul Calității a elaborat un pliant pe care o să vi-l prezentăm și dumneavoastră, de ce pledăm pentru calitate. Sistemul de management a calității de la cerință și necesitate este destinat acest pliant, în primul rând, pacienților, pentru că intenționăm să câștigăm încrederea pacientului, respectul pacientului față de personalul medical și să promovăm o imagine corectă a spitalului și a serviciilor pe care le poate oferi spitalul vis-a-vis de relația cu pacientul. Tot la sugestia dumneavoastră, vis-a-vis de calitatea, că vorbim de calitate, calitatea hranei din cadrul Spitalului Municipal de Urgență Roman, Serviciul de Management a Calității a conceput, să zicem, un chestionar cu mai multe întrebări, o să detaliez imediat. Acest chestionar va fi aplicat direct pacienților internați în fiecare secție, în care va fi completat fără nume, deci numai cu vârstă, sex și secția în care se află internat pacientul, în prezența reprezentanților de la managementul calității, pentru că numai în felul acesta putem să avem o viziune clară asupra deficiențelor, asupra lipsurilor, asupra ce mai putem îmbunătăți punctual în cazul nostru de față în hrana pacientului. De aceea să știți că întrebările noastre se referă la dacă porția este suficientă sau nu, și ca și cantitate, dacă pacientul apreciază prospețimea alimentelor care sunt servite, dacă din punct de vedere calitativ mesele sunt acceptabile, inacceptabile sau gustoase, dacă există curățenie în spațiul în care se servește masa, dacă modul de servire al alimentelor este cel optim și, bineînțeles, propuneri, îmbunătățiri pentru sugestii pentru îmbunătățirea meniului și care din mesele acordate consideră pacientul că ar putea fi îmbunătățită și în ce fel. Urmează a fi prelucrate aceste chestionare. Repet, acest studiu este în desfășurare, dar mi s-a părut interesant să vi-l prezentăm și promitem că în momentul în care vom avea o prelucrare
a rezultatelor să fie adusă la cunoștință. Este și pentru noi un test vis-a-vis de serviciile pe care le oferim. Am cerut permisiunea domnului dr. Arvătescu să vă prezentăm un eveniment care va avea loc la anul, dar este un eveniment de importanță pentru orașul nostru și care se va desfășura în perioada 17-18-19 mai. Este vorba de o conferință de istoria medicinii, Congresul de istoria medicinii, care anul viitor va avea loc, Congresul Național, anul viitor va avea loc la Roman. Este o onoare, să spunem așa, pentru noi toți cei implicați în problemă și vom mediatiza la momentul respectiv acest moment, dar până atunci am considerat corect să vă informăm și asupra acestui lucru. Întrebări. Dacă mai aveți întrebări. Când ați fost la piața Mulțului? Acum două sau trei săptămâni. Înainte de a pleca noi la București. Recent, da, maxim da. Două săptămâni. Nu. Două, trei săptămâni. Da, că a fost înainte de cinci. Da. Să conștientizăm în primul rând faptul, deci așa cum am mai insistat de fiecare dată, că aceste infecții asociate asistenței medicale nu sunt ceva groaznic, cum sunt interpretate acum, da? Raportarea aceasta corectă, din raportarea lor, pot rezulta anumite măsuri care vor fi luate în diverse secții ale spitalului pentru îmbunătățirea condițiilor de lucru. Da? Dacă considerăm că a apărut, să zicem, facem o analiză și un caz ipotetic. Considerăm că a apărut o infecție asociată datorită faptului că cineva din personal sau din pacienți nu s-a spălat corect pe mâini. Da? Aceasta, vorbim despre o infecție care poate să fie evitată și corectată. Ca atare vom insista pe măsurile de prevenție, igiena mâinilor, pentru a putea evita. Da. Noi vom încerca să găsim mai multe cauze, deci în urma unei analize care o vom face la sfârșitul anului, cauze care au determinat apariția acestor infecții asociate asistenții medicale și le vom clasifica, așa cum sunt clasificate și în studii, în evitabile și non-evitabile. Iar pe cele evitabile vom încerca să găsim factorii care au dus la apariția lor și să-i oprim, să-i stopăm. Oricum, orice caz de infecție asociată actului medical descoperit, doamna doctor Melinte, care este medicul epidemiolog, merge pe secție, ia foaia, studiază cazul, să vadă exact de unde a pornit, care este cauza și, cum a zis și doamna doctor, se încearcă rezolvarea acestor cauze pentru a nu mai fi, pentru a fi evitate pe viitor. Limitare. Da. Practic, da. Și oricum noi avem, să știți, o raportare, deci doamna doctor Melinte și serviciul dumnea ei raportează în fiecare săptămână Direcției de Sănătate Publică. Da. Și Direcția de Sănătate Publică raportează la nivel național. Deci ele sunt permanent monitorizate, să știți. Toate spitalele sunt afectate. Noi când am fost la Casa de Asigurări la o ședință, chiar toți managerii de spital s-au plâns de problema aceasta doamnei președinte a casei. Dar s-a făcut la un moment dat adresă, domnul director. Problema nu este nici măcar a casei. Ei sunt cei intermediari, cei care beneficiază de acele sume în baza acestor acte normative. Actele normative sunt făcute cu norme de aplicare care îngrădesc decontarea în integralitatea
acestor majorări salariale. Tocmai aici e problema, că dacă s-au făcut majorări, atunci toate sumele care derivă din aceste majorări ar trebui decontate. Noi în aceste situații suntem puși în imposibilitatea sau în situația în care din veniturile noastre proprii să dirijăm o parte de sumă pentru a acoperi aceste diferențe de drepturi salariale. Și, dar casa ar putea veni în decontarea sau în modificarea normelor de contractare, astfel încât noi să putem beneficia de decontarea în tuturor serviciilor pe care le facem către pacienți. Pentru că pacientul care vine la noi în spital este pacient asigurat. Dacă i s-a făcut un serviciu, pacientul acela avea drept pentru serviciu. Nu putem să-i comandăm pacientului să se îmbolnăvească sau să nu se îmbolnăvească. A venit, a beneficiat. Atunci, evident că pe cale de consecință, trebuie să ni se deconteze această sumă în integralitate. Pentru că noi am făcut până acum, de exemplu, servicii de 28.322.861 și ni se vor deconta 27.050.295, că așa e contractul. Adică contractul e foarte bine stabilit. Și atunci, dacă s-ar modifica și normele în acest sens, am mai avea o pârghie de unde am putea interveni cu aceste pentru acoperirea acestor diferențe. Și dacă tot am intervenit, o să spun doar câteva cuvinte și despre o activitate în care noi, serviciul financiar contabil și nu numai, suntem implicați în perioada aceasta și e vorba de pregătirea bugetului pentru anul 2018 și în această perioadă am transmis tuturor secțiilor și compartimentelor să întocmească documentația specifică referată de necesitate în note de fundamentare pentru ceea ce își proiectează pe anul viitor, pentru a reuși, a încerca de fapt să facem o prioritizare de a asigura în primul rând cheltuielile de funcționare și ceea ce le trebuie pentru activitatea curentă și mai departe să vedem ceea ce putem noi aloca pentru zona de dezvoltare, zona investițională. Așa cum vedeți, anul acesta am încercat și am făcut parte din lucruri și dotare cu aparatură cât am putut noi din veniturile noastre. Am încercat și am făcut și câteva reparații. Vreau aici să mulțumesc și primăriei Roman, domnului primar, pentru că ne-a sprijinit pentru o parte din acestea. E vorba de continuarea lucrărilor la corpul principal al spitalului ABC pentru reabilitare. Restul am reușit, le facem cu forțe proprii. În continuare facem demersuri către Consiliul Județean pentru a ne sprijini în aceeași măsură în care sprijină sănătatea și în celelalte zone ale județului. Și ultimul demers pe care l-am făcut chiar zilele trecute împreună cu niște consilieri județeni care s-au arătat în continuare dispuși să lupte la Consiliul Județean pentru alocarea unor sume și Spitalului Roman. Și vă spun acum, poate vor apărea totuși pe ordinea de zi a ședinței de Consiliul Județean, e vorba de două incubatoare de transport neonatale pentru a putea asigura și în caz de incendiu evacuarea nou-născutului pentru a menține în continuare dotarea necesară și gradul maternității noastre în vizita care o vom avea în perioada următoare. Vedeți că principala problemă sau una din probleme este și aceasta a finanțării, de asta e foarte, foarte important cum construim bugetul, dar ne vor afecta pe anul viitor cel mai mult aceste cheltuieli salariale. Știți că de la 1 ianuarie va veni o altă majorare. Încă nu este foarte clar stabilit cum se va aplica și cine și cât va deconta și această majorare. Sperăm că nu vom fi iarăși pus într-o altă etapă să ni se deconteze tot așa o sumă foarte bine definită la nivelul unei anumite luni și aia să o primim pe toată perioada următoare. Nu știm, știm doar că se va aplica majorarea cu 20-25%. Noi să știți că și în deplasările noastre și în întâlnirile cu ceilalți reprezentanți din spitale și cu conducerea spitalelor, am considerat că nu este o asociație care să ne reprezinte într-adevăr și să fie parte în ceea ce înseamnă negocieri în întocmirea normelor de contractare, a clauzelor din contractul cadru, a reprezentării în momentul când se fac anumite acte normative. Noi nu suntem întrebați. Din păcate, nu sunt organizate spitalele
din mai multe motive, noi, să zicem, poate am identificat câteva, dar sunt mai multe, și nu avem o reprezentare, nu putem, nu avem un cuvânt de spus, cum vedeți, totuși asociația pacienților e vocală, o găsim, sindicate, găsim, alte asociații sunt în domeniul sanitar, dar din partea spitalelor nu cred că ați auzit pe cineva care să vină să reprezinte interesul spitalelor și ceea ce fac ele să fie sprijinite, atât în demersuri legislative corecte, concrete, aplicabile, cât și să poată aprecia clar activitatea care se desfășoară în cadrul unităților sanitare. Spuneți-mi, vă rog, toate spitalele au rămas în pană pentru fondurile de analize medicale, de investigații pentru ultimele luni. Cum stăm la Roman? La noi suma de contract s-a menținut aceeași pe toată perioada anului. Nu au fost dimironi și au majorări de contract. Singura problemă a fost transferul dintr-o lună sau dintr-un trimestru în altul, funcție de gradul de realizare și adresabilitate din acea perioadă. Care e suma alocată și care deci, există fondul? Nu este fixă, dar să zicem pe aproximativ o sumă pe laboratorul clinic este de 22.500 pe lună, deci o sumă relativ mică, poate vreți să spuneți că este insuficientă suma alocată. La asta vă. Iar pe laborator de radiologie în jur de 8.000. Nu este, o altă problemă asta, nu e un contract cu casa separat. Aici sunt decontări pentru servicii paraclinice și de laborator la care ne referim și ceea ce se decontează într-o sumă limitată de către casa de asigurări, tot conform contractului. Și de asta se fac programări și până pe data de 10 s-au terminat fondurile. Cred că la asta vă referiți dumneavoastră. Da. La contractare se contractează și pentru laboratoare. Laboratorul de analize, laboratorul de radiologie și laboratorul de fizioterapie din policlinică. Da? Nu contractăm pentru CT, pentru că noi, spitalul, nu avem CT. Aici e... Mi-ați vorbit de o serie de investiții pe care vi le-ați programat și le-ați și realizat anul acesta. Dar tot doamna doctor Roman ne vorbea în că este imperios necesar o investiție la morgă, vorba de două frigider, da. Deci este vorba de, e în procedură, pe lista de investiții de anul acesta, un frigider cu trei locuri, nu sunt două frigidere, un frigider de prosectură cu trei locuri, un spirometru, dorim să achiziționăm, developeză pentru radiologia din policlinică și dispensarul TBC, cardiotocografe, injectomate pentru secții, nebulizator pentru serviciu de prevenire a infecțiilor asociate actului medical și cam atât ne-am permis anul acesta. Morga a intrat în renovare sau e ultima care rămâne? Deci în afară de orele care au început lucrările și vor fi finalizate până la sfârșitul anului, au mai rămas două secții. Este vorba de secția de recuperare și reumatologie și secția de anatomie patologică. Dacă vom avea fonduri, vor fi amândouă la anul, dacă nu, anul următor una din secții și următorul an cealaltă secție. Spunea doamna doctor că lipsea foarte multe discuții astă vară cu aparținătorii, veți intenționați să introduceți gardă în această secție? Nu avem cum să punem gardă, pentru că cu doi medici cine să facă gardă și nu nici cred că nu sunt permite, atâția da. Morți să... Nu, știți că noi am luat, când am avut discuția cu dumneavoastră, am luat direct legătura cu domnul doctor Danciu, șeful Serviciului de Anatomie Patologică și nici din punct de vedere legislativ nu este permisă nicăieri în această țară. Serviciul de Anatomie Patologică nu are permanență, nu se justifică. Iar frigiderul de prosectură de care avem nevoie este tocmai pentru ca acești morți... Nu de a evita discuțiile. Deci pe timp de vară fiind foarte cald, ca decedatul să nu se descompună, este pus la frigider, că dacă moare de vineri până luni,
pe căldură există riscul de a fi, de a se descompune și atunci pentru a, fi a nu fi nemulțumită familia că i le-ai dat luni într-o stare mai așa, este necesar aceste frigidere. Noi avem de la medicina legală frigider, dar nu este al nostru, este al medicinei legale și atunci când nu este ocupat de medicina legală, putem noi să așezăm trei locuri. Ne dorim trei locuri. Ăsta care este acum tot de trei locuri este. Și dacă sunt mai mulți cetățeni, nu un cap, nu proiectul de doi. Bani. Știți că aici vorbim locuri, trebuie înțelese ca sertare, știți? Când ne referim locuri, sunt niște sertare. Bine, nu îndrăznim să facem comparații de astea. Că punem mai multe linguri. Ce vă spunem noi? Este frigiderul de servis? Nu, a medicinei legale Piatra Neamț. Medicina legală din policlinică aparține de județul Neamț, de spitalul. Deci medicina legală face necropsiile în același... Nu. Este... Da. Aceeași sală în care se fac necropsiile o folosesc și cei din serviciul nostru de anatomie patologică și cei de la medicina legală, ca să nu mai existe confuzii. Avem în momentul de față disponibil un singur frigider cu trei compartimente, să le numim. Da. Asta vă explica și doamna manager și domnul director financiar, că posibilitățile noastre financiare anul acesta sunt de a achiziționa un frigider, urmând ca ulterior, în anii care urmează, să mai achiziționăm unul, două frigidere. Și unde să montați? Că acolo nu prea există loc. Ba, există spațiu, e, da? Nu e frigider nu pe orizontală, pe e pe verticală. E mai ergonomic... Așa. Așa cu sertare. Nu știu cum să vă închipuiți. Avem deci, loc. Avem loc. Da, da, deci loc este. De e loc destul de... Da, da, vă rugăm. Nu, este o chestie foarte, este o chestie foarte serioasă. Nu. Este o chestie serioasă, este o chestiune pe care ne-au solicitat-o și cei de la Comisia de Acreditare și până la urmă trebuie să ne aliniem condițiilor, așa cum asigurăm condiții în fiecare secție a spitalului, trebuie să continuăm asigurarea condițiilor și în serviciul de anatomie patologică. Nu, chiar nu este nimic... Și au survenit ca urmare a nemulțumirilor celor veniți în Europa, dar n-au... Dar nu numai celor nemulțumiți veniți din Europa, întreaga... Nu, fiecare are dreptul și noi înțelegem că fiecare își dorește să-și ia acasă persoana dragă cât mai repede, da? Problema este alta, că de programul la anatomie patologică în toată țara este de luni până vineri. De vineri până luni e liber peste tot. Faptul că am fost sunată de multe ori în weekendurile din vară, în care domnii spun că m-a programat părintele să-l înmormântez duminică. Și e sâmbătă și eu nu am persoană. Deci, da. Aici este problema, că nu există înțelegere nici la preoți. Preotul te programează fără mort, fără nimic. Duminică eu ți l-am înmormântat. Păi nu se poate așa ceva. Și atunci cineva trebuie să vină de acasă, să facă documentele. Nu e vorba numai de medicul legist, este vorba și de secretara noastră care trebuie să vină din timpul liber și mai este vorba că acest act de deces trebuie dat de către starea civilă, stare civilă, care, care duminica este închis. Aici nu se înțelege de fapt de drept. Noi, prin acest frigider, dorim ca să menținem calitatea corpului persoanei dragi. Nu... Da, să nu se descompună, să nu... Asta dorim prin achiziționarea acestui frigider. Bun, dar de timp s-a modificat legislația. Ați văzut că a trecut și de Senat și de Camera Deputaților o lege prin care spune că n-ai voie să mai ții ca înainte 3 zile, cum erau tradițional mortul, ci în primele 2 zile trebuie și atunci va trebui... Ei, nu sunt 3 zile, doamna Flora, nu sunt 3 zile, pentru că dacă persoana a decedat sâmbătă... Păi, doamna, dacă, în momentul dacă se va modifica legea și vor fi impuse niște condiții, sigur și serviciile respective vor fi upgradate și atunci poate, cum ați spus dumneavoastră, va face o linie de gale. În momentul de față, până va apărea și frigiderul, în fiecare zi de sâmbătă, unul din cei doi medici vine împreună cu autopsierul în jurul orei 12
de dau pe cei care sunt solicitați. Nu pe toți, doar dacă sunt solicitări, vine familia, că sunt familii care nu vor decât luni. Referitor la tot la investiții, dumneavoastră nu ne-ați mai vorbit nimic despre acel proiect european pe care l-ați depus pentru pavilionul de investigații radiologice. Ați depus proiectul? Nu, doamna Ordean, nu l-am depus pentru că nu a apărut ghidul pentru astfel de finanțări. Este în continuare și acum o săptămână am fost la serviciu UIP din primărie și am discutat cu ei. Mi-au spus că oricum dacă apare ceva, suntem primii pe care ne anunță, dar știți, din obișnuință tot îi mai întrebăm. Haideți că, uitați, poate a apărut sau nu. Nu, deocamdată nu este nimic în acest sens pe acest axă de finanțare. Și mă mai interesează stadiul procesului de recuperare a fondurilor, acelea cu care aveți permanent probleme, de la bețivi. Bine, legea nu spune bețiv. Legea spune că orice persoană, articolul 320 din legea 95, spune că orice persoană care aduce daune propriei sănătăți sau altor persoane, casa nu suportă cheltuiala. Deci accidente. Deci s-a luat în considerare accidente și agresiuni. Dar la o adică și dacă te tai cu flexul, nu ți aduci daune propriei persoane, dacă pici din copac, nu ți-ai adus daună propriei persoane? Deci e un pic cam, nu știu cât de corect aplică cei de la casă că vor decontările. Noi am făcut procedură internă prin care informăm pacienții, cei care sunt victime ale accidentelor rutiere, ale agresiunilor. Încercăm, s-au recuperat o parte din bani. Cam cât se cheltuie, cât se întoarce? Dar nu se întoarce la noi, doamnă. Banii respectiv, deci casa, la momentul în care am tratat pacientul, ne-a decontat cazul. Da? Ei acum doresc ca banii respectiv să-i dăm înapoi casei. Ce ne-au dat pe acele cazuri, noi să întoarcem suma. Suma care ne-a dat-o casa, ceea ce dorește casa. Ideea este că lună de lună avem pacienți care vin și achită. Ori achită integral, ori lunar plătesc o anumită sumă, în funcție de fiecare cum reușesc. Sunt și cazuri în care nu am reușit să obținem absolut nimic, pentru că... Posibil persoana să fie decedat, de exemplu, și atunci mai avem potriva cu cui să ne îndreptăm, sau alte situații. Cum mai merg cazurile? Pentru că în ultima vreme nu prea am mai auzit plângeri. Nici noi nu au auzit. Nu, nu au fost probleme. Cu cardul de sănătate, nu. În ultima perioadă... Deci s-au obișnuit medice? Dar nu e chestia de obișnuit, e chestia de sistem. Când erau probleme, sistemul SIUI de la casă pica, nu de la Casa Națională. Era și la spital și la farmacii, peste tot era blocat, cabinete de medicină de familie. Vă rog. Păi avem o firmă cu care avem un contract și sunt luate de către firma respectivă, care vine de două ori pe săptămână și ia pe lângă acele picioare amputate, mâini sau ce sunt, bucăți de resturi, așa, și tot ce înseamnă deșeuri periculoase. Deșeuri chimice, deșeuri... O parte din tot ce înseamnă înțepătoare, noi avem instalația de sterilizare aici în spital și deșeurile astea înțepătoare sunt sterilizate acolo, tocate și transformate în deșeuri nepericuloase și atunci nu mai sunt luate de către firma respectivă, ci de către deșeurile menajere. Mondeco. Mondeco. Da. E de la Suceava, cred că. Suceava.